Suntem în plină sesiune, iar fiecare dintre noi are propriul mod de a învăța. Haideți să vedem ce sfaturi ne oferă profesorii și cum învățau ei. În primul rând, îi sfătuiesc să nu lase totul pe ultima clipă. Știu că este tentant, dar personal îi sfătuiesc să lase ultima clipă, adică noaptea de dinainte de examen, pentru relaxare, pentru somn preferabil sau pentru a face lucruri care nu au directă legătură cu examenul. Cred că este mult mai bine să înveți până în seara de dinainte de examen, după care să lași materia să se sedimenteze un pic și să dormi, să te calmezi, să te relaxezi, pentru că nimic nu este mai riscant decât să mergi la examen după o noapte nedormită sau dormită foarte prost. Apoi sfătuiesc ca în timp ce învață să încerci să lase la o parte sursele de distragere a atenției. Știm cu toții cât de mult ne rupe ritmul existența Facebook-ului, a Instagram-ului și a WhatsApp-ului, da? Deci să încerce să ori să-și scoată notificările de la aceste aplicații, ori să-și întrerupă complet telefonul mobil, care cred că e cea mai bună soluție până la urmă în timp ce învață. Nu în ultimul rând, chiar dacă uneori pare foarte tentant, îi sfătuiesc pe studenți să nu apeleze la copiat sau la metode neregulamentare de obținut informație în timpul examenului, deși știu că ele au devenit foarte sofisticate și foarte greu de detectat uneori de către profesor, dar până la urmă ele pot fi detectate și riscul este foarte mare, pentru că, așa cum spune regulamentul facultății, ei de fapt riscă exmatricularea în momentul în care sunt prinși de către profesori. Și per ansamblu le urez să reușească să-și planifice suficient de bine timpul în această sesiune și să treacă cu bine peste ea. Ce metode foloseați dumneavoastră pe vremea când erați student? Pentru mine planificarea a funcționat foarte bine. Încă din anul 2 de facultate am avut și un job part-time, e drept, așa că era foarte important să reușesc să echilibrez timpul petrecut la job sau un interes de serviciu cu cel petrecut la școală, la universitate sau învățând. Așa că aveam o planificare foarte strictă cu privire la timpul meu, la cum îmi folosesc zilele dinaintea unui examen pentru a învăța pentru el și efectiv îmi planificam cât să citesc în fiecare zi. Conspectele au funcționat destul de bine la mine sau subliniatul pe curs, diverse metode care să îmi stimuleze memoria vizuală și, repet, dormitul în noaptea de dinainte de examen pentru mine a fost sfânt. E un sfat pe care l-am primit de la tatăl meu, de altfel, și l-am ascultat cu sfințenie și a funcționat, pentru că mă laud un pic, dar n-am avut nicio restanță în timpul facultății. Ca orice dascăl, sfatul nu ar normal ar fi acela de a învăța, dar eu le recomand să se și distreze și mai ales ceea ce am observat și mă doare foarte tare, că nu prea colaborează între ei, dar nu în timpul examenelor, dar mai ales între examene și comuniunea aceea studențească, care cred că ar trebui să fie mult mai activă în perioada aceasta. Dar am observat că organizația studențească, unele organizații studențești din cadrul VT-ului organizează și niște party-uri antistres. Deci, prin urmare, le urez mult succes. În primul rând, să lase cluburile, să lase telefonul deștept, smartphone-ul, cum ar fi, să aibă timp pentru, nu pentru învățat, ci pentru a se relaxa, pentru că atunci când înveți relaxat, ții minte mult mai bine ceea ce înveți. Acum, fac o glumă și nu e glumă, e bine să faci fițuici, pentru că măcar făcând fițuici, măcar așa treci odată prin materie. După aia ar trebui să renunți la ele, pentru că dacă te prinde proful, te scoate din examen și poți să fii exmatriculat. Și sfatul meu cel mai important este să învețe eficient, adică să înțeleagă materia, pentru că dacă învață pe de rost pur și simplu cuvinte, nu le folosește la nimic. Ce metode foloseați dumneavoastră pe vremea când erați student? Învățatul nu e cu metodă, învățatul e cu temenicie. Adică îmi luam o coală A4, împărțeam în două
și îmi făceam notițe, îmi făceam fișe. Pentru că dacă înveți și scrii ceea ce înveți, sintetizezi, ți minte mult mai bine, de asta spuneam că e bine să-ți faci fițuici. Și în al doilea rând există mnemotehnici, adică tehnici de memorare. Atunci când, de pildă, aveam de ținut minte o clasificare sau ceva, încercam să-i dau un nume fiecărui element și atunci știam că, eu știu, știrea, lead-ul este de următoarele feluri și dădeam un acronim și în felul ăsta țineam minte. Fiecare dintre noi avem propriile metode de a învăța, dar ar fi bine să ținem cont și de recomandările profesorilor. Și nu uitați, și pauzele din timpul învățatului au rolul lor.